care e targetul? Voi încerca? În 3 minute sau mai puțin? Păi nu, are rol. Nici nu mă chinui. Întrebarea de astăzi este: salut, în ultima perioadă au crescut foarte mult prețurile conversii în Facebook, după cum bine știi, datorită modificărilor iOS. Ce soluții aveți, exceptând excluderea dispozitivelor iOS? Bună întrebare, vin foarte multe despre Facebook. Ce vreau să menționez? Câteva idei pentru tine. În primul rând, uită-te ce mai exact s-a schimbat sau ce se întâmplă acum de ai costul per conversie mare. Greșeala pe care am observat că o face majoritatea dintre noi este că ne uităm, nu știu, la Facebook și general la marketing ca o singură acțiune. Am dat drumul la campanie, îmi vine conversia sau nu și la un cost mai mic sau mai mare sau nu. Dar ce facem noi în practic când analizăm conturi de genul să ne uităm la fiecare pas prin care trece sau poate să treacă clientul până ajunge să cumpere de la noi. Da? Vede reclama, adică se oprește și vede reclama, interacționează cu ea, dă click, ajunge pe site, se uită la produs, adaugă în coș, merge la checkout, cumpără, dacă e un e-commerce, da? Dacă e lead gen, e mai scurt. Și ce m-aș uita eu e să văd ce s-a schimbat la față de perioada când au mers lucrurile bine, ce s-a schimbat acum și care din acești indicatori arată mai rău. De exemplu, engagement rate sau click-to-rate all, ăsta ți arată cât de bună e reclama la opri omul din scroll, outbound click-to-rate, cât de bună e la obține click-ul spre site, după aceea avem, nu știu, procentul de adăugări în coș sau rata de conversie a paginii, dacă e un site de lead gen, etc. Da? Și ar trebui să te uiți unde aici ești sub medie. Probabil poți găsi pe internet tot felul de statistici, cât ar trebui să fie rata de click ceva, dacă nu, dăm un semn sau dați-ne un semn și vă trimit, nu știu, ce indicatori folosim noi la SmartAds ca să judecăm impactul campaniilor, da? Și ce merge și ce nu merge. Deci primul lucru e să definești ce mai exact nu merge. Asta e pe de-o parte. Și de acolo îți vor veni și soluțiile tale. Ce mai facem noi așa în general ca sfaturi legate de Facebook Ads în ziua de azi, ca să ne îmbunătățim rezultatele? În primul rând, asigură-te că ai setarea pixel. Să vă explic. Când vorbește Toma despre pixel, n-s niciodată 3 minute. Vor fi ore, poate zile, așa că nu vă faceți planuri pe weekend. În primul rând, asigură-te că ai setarea pixelului și a măsurării impecabile. Ce înseamnă asta? Pixelul se declanșează corect pe toate paginile, măsoară evenimentele de conversie și cu valoarea și totul, dacă e cazul. Și de asemenea că avem Conversions API. A devenit foarte important în ultima perioadă. Noi am observat conturi unde sunt cu 20% mai multe raportate evenimentele acestea prin Conversions API decât pixel. Nu intru în detalii despre care e diferența între ele, pentru că timpul mi-e limitat, sper că nu l-am depășit. De ai nevoie de ambele. Măsurarea impecabilă e esența. După aceea, ce am observat noi, targetarea largă, sau de fapt sunt două lucruri care merg acum. Avem pe de-o parte targetarea largă, dăm obiectiv conversii tot timpul și avem targetare super largă, gen femei și bărbați România 18-65 sau la magazine de fashion unde cumpără de obicei femei, sunt femei 18-65. Asta e targetarea, rup campaniile alea. Avem pe de-o parte campanii de genul unde le consolidăm și de fapt punem mai multe reclame și mai puține adseturi, chiar uneori doar unul sau două, și uneori funcționează opusul. Avem metoda nucleară, găsești mai multe detalii pe site-ul nostru și poate în social media, unde avem exact opus, e o campanie cu 50 de adseturi, unde avem o altă filozofie. Ambele tind să meargă, încearcă-le pe ambele, probabil ambele vor merge și pentru tine sau poate doar una dintre ele. Deci avem metoda asta, targetare mai largă, mai puține campanii și adseturi, sau avem metoda asta nucleară. Asta ar fi ca structura contului. Iarăși, de fapt, cel mai important lucru care a influențat rezultatele promovării pe Facebook în momentul actual pentru noi și clienții noștri, dincolo de cele două lucruri pe care le-am menționat, este oferta și produsul pe care îl promovăm. Avem clienți unde, nu știu, nu mergeau campaniile, au prea bine, au adus un nou produs pe stoc, am vândut două tiruri din, nu știu, acea rochie sau pantof. Produsul și cum îl îmbrăcăm sau cum îl poziționăm în mintea clientului, din punctul meu de vedere, pe lângă aspectele tehnice și folosirea în general obiectivelor pe conversii, face cel mai mare impact pe Facebook Ads. Acolo ți-aș recomanda să te uiți și să vezi cum stă treaba și ca indicatori, dacă după click oamenii nu mai adaugă în coș, nu cumpără, acolo ai problema și ar trebui să îndrepți atenția și asta se va vedea și în rezultatele pe Facebook. Mult spor! Cu drag!